Bună dimineața, dragilor, din nou! La începutul acestei săptămâni, vremea se va ameliora sub aspectul precipitațiilor, dar frigul va persista. Cerul va fi variabil, cu norări temporar mai accentuate ziua la munte, în nordul și centrul țării, dar numai izolat vor fi condiții de ploi slabe, trecătoare sau chiar fulguieli la munte. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări izolate pe crestele montane înalte, iar pe parcursul nopții, în depresiuni, se va produce brumă și izolat vor fi condiții de ceață. Mergem în Maramureș, unde chiar dacă cerul va fi acoperit de nori, șansele de ploaie vor fi reduse. Valorile termice de astăzi nu vor depăși 12 grade în Baia Mare și 13 grade în Satul Mare. În Crișana cerul va fi parțial acoperit, se va arăta și soarele, iar maximele termice vor fi cuprinse între 13 grade în Oradea și 14 grade în Arad. Bănățenii se vor bucura de un cer variabil, însă la capitolul temperaturi nu vor sta foarte bine. La prânz se va înregistra o temperatură maximă de doar 14 grade, atât în Reșița cât și în Timișoara. Pentru Oltenia vin cu mult soare, însă temperaturile se vor menține ușor sub normalul perioadei. Se vor înregistra astăzi 15 grade în Craiova și în Slatina și 17 grade în Drobeta, Turnu Severin. În Transilvania vom avea o zi rece cu cer acoperit în cea mai mare parte a regiunii și soare doar prin partea de sud-vest. Maximele termice de astăzi nu vor depăși 10 grade în Miercurea Ciuc și 15 grade în Deva. Meteorologii anunță o zi însorită în cea mai mare parte a Moldovei, excepție făcând în nordul regiunii, unde vor fi și condiții de ploaie. Temperaturile de astăzi vor urca până la 13 grade în Suceava și 17 grade în Bacău și în Focșani. În Dobrogea vom avea cer mai mult senin, vânt slab și temperaturi maxime cuprinse între 15 grade în Sulina și 16 grade în Constanța și în Cernavodă. De soare ne vom bucura și în Muntenia, chiar dacă dimineața și seara va fi răcoare, la prânz mercurul din termometre va urca până la 15 grade în Ploiești, Târgoviște și Alexandria și 16 grade în Giurgiu și în Călăraș. În București începem ziua cu temperaturi de doar 4-5 grade, dar pe parcurs se va arăta soarele, iar maxima zilei va atinge undeva la 15-16 grade. Pentru mâine veștile sunt ceva mai bune, cerul va fi senin, iar temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 17 grade. Miercuri se anunță o zi mai frumoasă cu cer variabil și o maximă de 17-18 grade. Se pare că avem vreme rece, exact ca de octombrie. Mai sunt și ceva raze de soare pe aici, pe acolo, dar după cum am văzut, se simte frigul toamnei, așa că dacă ieșiți la plimbare, ar fi indicat să luați cu voi și o geacă. Cu siguranță o să aveți nevoie. Cam atât despre vreme momentan. Vă doresc un început de săptămână minunat.